Astăzi vă invit, așa cum v-am promis, să continuăm cu a doua parte a momentului schimbării la față, eveniment relatat de către Marcu și de către ceilalți evangheliști care au redat viața omului Iisus Hristos. În această ultimă parte vom învăța de la Moise și de la Hristos lecții prețioase despre oferta lui Dumnezeu, lecții extrem de valoroase despre scopul etern din veacuri veșnice. Moise și Hristos. Moise, așa ne va spune despre necesitatea de ca ultima generație, ca noi să percepem cântarea mielușelului și să terminăm cu toate aceste motivații egoiste, pentru că motivația salvării piei personală nu ne va duce în împărăția luminii sub nici o formă. Iar în final, Hristos ne va vorbi despre magnificul paragraf, strălucitorul paragraf pe care îl găsiți în semnele timpului din 8 martie 1899. Fiul omului este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Deci, haideți să-l vedem pe Moise în primă fază și apoi pe Domnul Iisus Hristos. Și am să aleg un episod care este extrem de sângeros, dar care profetul Moise poate să-l folosească pentru noi ca pe muntele schimbării la față să învățăm lecții prețioase despre caracterul lui Dumnezeu. Vă invit la momentul în care a avut loc închinarea la vițelul de aur. Și vă amintiți cum Dumnezeu, văzând urgia care se petrece în vale, reacționează foarte violent, ca un om violent, nu la voia întâmplării, și cere lui Moise să-l lase în pace, deoarece are ceva de făcut. Are o pedeapsă de pus în aplicare. Și spune, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Moise spune, vreau să vă spun despre momentul acesta. Vreau să vă spun despre momentul în care a vrut să distrugă poporul său și a vrut pe mine să mă facă un popor mai mare. Ne amintim cum Moise a intervenit în favoarea poporului, se roagă, aduce niște argumente foarte plauzibile și la un moment dat Dumnezeu se potolește. Și Dumnezeu renunță la această dorință criminală de a mistui poporul său. El e creatorul, el îi distruge. Din text, Moise ne spune, eu ar trebui să vorbesc în forma aceasta pentru ca voi să înțelegeți. Că acolo se vede clar că eu par a fi mai rațional și mai echilibrat emoțional decât Dumnezeu. Da? Un Dumnezeu al iubirii. Ați observat lucrul acesta, sper că ați priceput contrastul acesta. Dar noi începem să vedem, pe muntele schimbării la față, începem să vedem cum reacționează mântuirea. Să vedem cum reacționează neprihănirea față în față cu ființa umană și cu păcatele ființei umane. Și vă amintiți cum Dumnezeu îi spune lui Moise, poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului, poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului. Dar Moise înțelege bine situația de tot și îi spune lui Dumnezeu că poporul acesta nu este al lui și că el nu l-a scos din țara Egiptului. Moise percepe principiile marii controverse, iar Dumnezeu spune, ei, de acum înainte vreau să-l vedeți pe Moise ca o priveliște pentru întregul univers în ceea ce va însemna mărturia lui și pentru ultima generație în procesul acuzației făcute la adresa lui Dumnezeu. Moise, prietenul lui Dumnezeu, a învățat o lecție și acum vrea să ne învețe și pe noi. El a înțeles un principiu elementar și anume, că Dumnezeu nu folosește forța, că violența nu este o soluție contra lebeliunii. Nu la momentul, nu doar la momentul închinării la vițelul de aur, ci în toată experiența, în toată existența veșnică a lui Dumnezeu. Dar în existența noastră limitată, Moise ne trasează o lecție. Voi, dacă urcați pe acest munte, dacă faceți parte dintre cei deosebiți, Petru, Iacov și Ioan, trebuie să înțelegeți că Dumnezeu nu folosește violența. Trebuie să înțelegeți că Dumnezeu nu a produs potopul. Trebuie să înțelegeți că potopul nu a produs niciodată o generație sfântă. Potopul nu a fost calea prin care Dumnezeu ne vorbește. Că Dumnezeu a vorbit, dar a vorbit de 120 de ani ca să-i salveze, nu ca să-i distrugă. Oricine poate să înțeleagă că atunci când ești furios pe cineva și plănuiești să-l distrugi, nu mai stai să îl mai pregătești 120 de ani ca să revină la sentimente mai bune, ca să-l poți salva.
Nu se face lucrul acesta. Astea sunt lecții extrem de importante. Primele lecții pe care Moise le dă celor care urcă pe muntele schimbării la față ca să vadă într-adevăr scopul etern al lui Dumnezeu. Și dacă învățăm acesta ca și principiu, am luat acum potopul, vom învăța cu privire la toate evenimentele sângeroase din Scriptură. E nevoie ca cea care va forma mireasa și care va fi viitoarea mireasa lui Iisus Hristos să aibă lecțiile lui Ilie și Ilie a trebuit să învețe această lecție cu greșeala imensă pe care a făcut-o pe muntele Carmel. Acum Moise ne spune, Dumnezeul nostru nu folosește forța și el ne spune aceeași lecție extrem de importantă. Potopul. Este clar că Dumnezeu a dorit să salveze acea generație pentru că este un restaurator. La fel a vrut să salveze Sodoma și Gomora. Păi nu vă amintiți acolo cum îi spune lui Avram, bă, să fie măcar un mic număr de oameni decenți. Și eu sunt dispus să-i salvez, dar nu s-a găsit așa ceva. Ar trebui să învățăm în acest ceas târziu, așa cum Ilie, pe picior de plecare, ar trebui să învețe această lecție. Generația finală, al treilea Ilie, trebuie să învețe că o soluție violentă nu are șanse să producă un neam ascultător din sămânța lui. Și Moise îl cunoștea pe Dumnezeu și Moise ne spune că nu se poate ca soluția violentă să aducă servire din dragoste, așa cum își dorește Dumnezeu pentru veșnicie. Și de aceea, la momentul în care Dumnezeu a spus, lasă-mă și îi voi distruge și pe tine te voi face un neam mare, el a avut curajul să se opună deschis propunerii lui Dumnezeu, pentru că el cunoștea. El știa cine este originatorul și provocatorul și instigatorul acestei orgii. El știa toate lucrurile acestea. Pentru că îl învățase pe Dumnezeu. Nu uitați că pe munte i s-au oferit schița scopului etern, o descoperire a caracterului lui Dumnezeu și când a ieșit de acolo, fața îi strălucea. Pentru că a înțeles principiile neprihănirii. Dacă dumneavoastră vă veți întâlni cu miniatura slavei hainei lui Iisus Hristos, pe care a văzut-o Petru, Iacov și Ioan, dacă veți vedea principiile sanctuarului, principiile caracterului lui Dumnezeu, principiile a tot ceea ce înseamnă prietenia cu Dumnezeu, sistemul său de operare și felul în care reacționează, cu siguranță că veți înțelege cine a fost în spatele tuturor evenimentelor sângeroase din Scriptură. Nu uitați, vă rog, cine a împins poporul la această idolatrie. Nu uitați că Dumnezeu nu avea nevoie de Moise ca să-l calmeze. Nu uitați că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu capricios. Nu uitați că Dumnezeul nostru nu este condus de impulsul trecătoare și sub presiunea situațiilor de urgență. Nu! Dumnezeu nu este ca noi. Dumnezeu nu are niciun amestec în pierderile de veți omenești. Chiar nu-l vedeți pe nimicitorul? Chiar nu vedeți cum a lovit în fiecare episod acolo, în Exodul și în toate episoadele în care a lovit? Acolo unde oamenii au alungat îndurarea și acolo unde oamenii au sfâșiat perdeaua de har protector. Și lecția pe care Moise o spune este următoarea. Am dat-o chiar de la început. Acolo, în primele capitole, în Exodul, în a doua carte a Scripturii, m-am învățat despre momentul acesta. Priviți-l, spune cerul. Priviți-l pe Moise, care a învățat din experiență proprie și el spune acum bisericii și oamenilor, omenirii care vrea să învețe despre caracterul neprihănirii, în miniatură slava aceasta, puteți să o vedeți. Moise spune cam așa, nu, Doamne, Tu nu obișnuiești să procedezi așa, departe de Tine să te mâinii pe un popor întreg. Știu că inima Ta este îndureroată doar la gândul că trebuie să ne lași pe drumul nostru. Iar Dumnezeu parcă i-a răspuns lui Moise răspunzându-ne nouă. Vreți să învățați lecția aceasta? Priviți la Moise, care a înțeles principiile marii controverse și vi le-a redat acolo. Priviți la un prieten dispus mai degrabă să-și piardă viața pentru totdeauna. Viața veșnică. Decât să sufere frații lui. Că asta a spus Moise, mai bine mă ștergi pe mine din cartea vieții. Așa ceva aștept eu din partea voastră, copii ai mei. Un asemenea spirit va clădi eternitatea de neprihănire, pace și libertate și voi veți fi martorii mei. La voi deschid ochii tuturor oamenilor, tuturor creaturilor, tuturor celor care vor să-și pună întrebare cu lucrul acesta și voi spune, iată mărturie, privește la ei.
clătim eternitatea nu pe minciunile satanei, pe neprihănire, pe pace, pe libertate. Moise a gustat. De aceea Moise se prezintă acolo cu siguranță că ne va spune lecția aceasta. A fost momentul în care a fost gata să fie șters din cartea vieții și a înțeles, pentru că a înțeles principiile neprihănirii. Și acum principiile neprihănirii, miniatura împărăției de slavă, ne sunt date pe muntele schimbării la față. Asta este prietenia cu Dumnezeu. Dar oamenii de astăzi sunt foarte recalcitranți și foarte supărați. Dom'le, dacă nu suntem învățați cu biciu, atunci ce facem? E posibil să nu mai respectăm pe Dumnezeu? Noi știm că Dumnezeu nu este chiar așa. Dar nu este oare pericolul ca toată această insistență pentru prietenia cu Dumnezeul nostru prietenos să slăbească respectul cuvenit? Spunem noi. Și deja noi am putut să vedem cum s-a demonstrat la poalele Sinaiului după ce frica a dispărut. Cât muntele s-a cutremurat cu putere. Da? Cu demonstrația de splendoare și de putere pe care Dumnezeu a dat-o la darea legii. Ați văzut ce s-a întâmplat la câteva zile. A dispărut respectul și a trecut la orgie. S-a evaporat absolut totul. Iată ce aduce teama aceasta și respectul de care vorbiți dumneavoastră. Atâta timp cât fulgerele străluceau și pământul se zbuciuma sub picioarele lor, gata, izraeliții erau foarte atenți. Îi promiteau lui Dumnezeu că vor face absolut totul. Și sunt sigur că unii dintre dumneavoastră veți spune, domnule, asta e respectul cuvenit. Dar ce faceți la câteva zile după ce au încetat tunetele? Ce faceți cu experiența lor și cu destrăbălarea lor când au început să danseze în jurul unui vițel de aur după ce s-a terminat cu cutremurul de pământ și cu exprimarea de putere pe care au văzut-o cu câteva zile înainte și cu toate promisiunile lor? Ce s-a întâmplat dintr-un astfel de respect pe care dumneavoastră spuneți că e periculos, domne, să vorbești despre un Dumnezeu al iubirii? Terminați-o cu un Dumnezeu al iubirii. Luați-l și pe Domnul Iisus Hristos. Atâta vreme cât Hristos hrănea poporul și le-a dat de mâncare celor 5.000 de oameni și a vindecat pe bolnavi și a înviat pe morți. Gata, poporul a spus, asta este împăratul nostru, îl facem cu forța împărat al nostru. Dar când l-a văzut că, stai puțin, că el răspunde vrășmașilor cu iubire, îi iubește, tratează pe vameși, pe păcătoși cu asemenea răbdare, cu asemenea respect. Când spunea că împărăția mea nu se clădește după împărățirea acestei lumi, prin forță și prin impunere, când s-a lăsat dus la moarte, când i-a pregătit pe Petru, Iacov și Ioan pentru moartea sa, deși nu trebuia să moară, când cei mai mulți dintre urmașii lui l-au părăsit sau au batjocorit afirmația lui că el este fiul omului, Iuda a fost unul dintre cei care a confundat blândețea cu slăbiciunea. Ioan Botezătorul a avut un moment de slăbiciune, pentru că și el credea că împărăția trebuie impusă prin forță. Ilie a avut un moment de slăbiciune și a văzut ce a făcut pe muntele Carmel și a fost nevoie de muntele Horeb ca să realizeze că Dumnezeu nu este în foc, în cutremur și în tot ceea ce am spus în prima parte. Da? Când Iisus a plecat să-i spele picioarele lui Iuda, Iuda l-a disprețuit, că a spus ăsta, conducătorul pe care l-aștept nu spală picioarele mie. Așa că noi suntem învățați să-L vedem pe Dumnezeu în lumina crescândă a solii îngerului al treilea. De la Elie am învățat, de la gura peșterii, să-L vedem într-un susur blând și subțire. De la Moise învățăm că Dumnezeul nostru nu este manifestarea înspăimântătoare a puterii lui Dumnezeu pe muntele Sinai, ci este imaginea Fiului Său, omul Iisus Hristos, imaginea bunătății, este descoperirea din 1 Corinteni 13, toate trăsăturile divinității. Și Moise ne spune, e nevoie să pricepeți lucrul acesta în fiecare eveniment din Scriptură, că e vorba de potop, că e vorba de Sodoma și Gomora. Asta este cântarea mielului. Îl înțelegeți pe Dumnezeu, înțelegeți pe ce este construită neprihănirea și ajungeți să iubiți atât de mult această parte încât veți spune, mântuirea mea personală nu este importantă, ci faptul că Dumnezeul nostru este arătat cu degetul. Ci faptul că Dumnezeul nostru, prin comportamentul și predicile noastre, susține acuzațiile diavolului. De aceea e nevoie să ne urcăm pe muntele schimbării la față. Noi îl vedem pe Dumnezeul nostru delicat, un prizonier al neprihănirii, un Dumnezeu care nu impune, un Dumnezeu care ne vorbește din toată inima. Asta am descoperit eu în miniatura
participării noastre pe muntele schimbării la față și avem mare nevoie de acesta. A avut o nevoie marele Ilie, a avut o nevoie marele Moise, care și el a trebuit să o priceapă. Hristos ne va spune din experiență proprie, pentru că el a fost primul templu locuit de divinitate. Da? Asta este gelozia pentru reputația lui Dumnezeu, gelozia pentru caracterul lui Dumnezeu care este pângărit în lucrarea lui Satana de către oamenii care cred că aduc o lucrare lui Dumnezeu. Asta este scopul său etern. Asta ne spune solia aceasta care umple pământul de slavă, că nu este niciun motiv de teamă, că moartea nu este soluția lui Dumnezeu, că moartea nu este pedeapsa lui Dumnezeu, ci că este o urmare a despărțirii de divinitate, este un avertisment pe care l-a dat chiar lui Adam și a lui Eva. Gândiți-vă că Iisus nu a făcut economie de cuvinte când a avertizat împotriva riscurilor de a oferi asemenea informații celor nepregătiți sau incapabili să le primească sau care le-ar socoti chiar periculoase. Și amintiți-vă că la un moment dat Iisus Hristos învață toate lucrurile acestea. Și spre sfârșitul splendidei descrieri a lui Dumnezeu de la predica de pe munte, el spunea un lucru care astăzi este extrem de interesant. Să nu dați câinilor lucruri sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Nu vă apucați să impuneți mărgăritarele acestea după ce veți coborâ de pe munte, că n-am înțeles nimic. Nu veți acuza să-i trageți pe pastori de guler și pe oameni din familia dumneavoastră, din biserica dumneavoastră, le spuneți, băi, astea sunt mărgăritarele și asta este caracterul lui Dumnezeu, că n-am făcut nimic. Nu, fraților. Și dacă aceste expresii par exagerate în exprimarea Domnului Iisus Hristos, priviți felul în care a fost tratat Iisus Hristos în următorii 3 ani și jumătate și veți înțelege că avertizarea lui a fost justificată. El ne arată exact ceea ce v-am spus eu. Imaginați-vă să-L auziți pe Dumnezeu spunându-vă că El vă poate vorbi dumneavoastră într-un fel în care nu poate vorbi cu alți oameni, deoarece sunteți prietenul Său. Păi așa a auzit Moise. El este cel care a primit acest compliment. Avram l-a mai primit odată și Moise l-a primit. Iar eu m-am întrebat cum se simțea el oare ascultând cum Dumnezeu îi explică lui Maria și lui Aron că el poate vorbi mai clar fratelui lor decât poate vorbi cu profeții. Cum s-o fi simțit Moise? Dar haideți să mă mai întreb ceva. Cu secole înainte Dumnezeu îi spusese îmblândul lui Moise că odată în viitor el va ridica un profet special din mijlocul poporului Israel, un profet ca tine din mijlocul fraților săi. Gândiți-vă că Iisus a recunoscut această prezicere ca referindu-se la sine. Da? Și nu se putea să stăm de vorbă cu Moise fără să li se dea mărgăritorul din Deuteronom, capitolul 8, un frate din mijlocul fraților săi. Iar Moise privea cu mare uimire și admirație cum procedează Fiul lui Dumnezeu cu tot felul de oameni, dar mai ales cu vrășmașii săi, tratându-i cu umilință și îndurare. Aici este lecția pe care trebuie să o învățăm. De aceea, înainte ca să fie răstignit, Moise a venit să vorbească cu el pe muntele schimbării la față. Și împreună cu el profetul Ilie, care a venit și el, și toți trei, oamenii părtași de natură divină, au vorbit față către față, așa cum vorbesc prietenii unul cu altul. Și acum noi suntem invitați. L-am ascultat pe Ilie. L-am ascultat pe Moise. Și trebuie să-L ascultăm și pe Iisus Hristos. Și evanghelistul Luca, în plus față de Marcu și Matei, spune că au vorbit despre lepădarea cruntă și execuția prin care urmează să treacă Iisus Hristos, că lor trebuia să le explice ceea ce vrea să facă Domnitorul acestei lumi. Nu trebuia să ne explice de ce a trecut prin aceasta și că nu trebuia să moară, că nu trebuia să fie lepădat, că nu trebuia să fie executat, că El trebuia să fie prototipul și că Dumnezeu le-a arătat tipul de omenire pe care vrea să-L facă și Iisus ne va spune aceasta în ultima parte a acestei prezentări. El nu trebuia să moară. Cu ei trebuia să aibă loc exprimarea aceasta extraordinară a unirii omenescului cu Divinul. Nu doar o miniatură dată lui Petru, Iacov și Ioan. Dar cu generația noastră această experiență va avea loc. Și de aceea, iubitorii soliei Îngerului al III-lea,
prin descoperirea lui Iisus Hristos, învață să vorbească deschis despre Tatăl nostru, ca un prizonier al neprihănirii, o cântare pe care nimeni n-a mai învățat-o. Asta am învățat de la Moise. O lecție extraordinară, luată dintr-un simplu episod sângeros în care noi am fost capabili să vedem prin ochii solii îngerului al treilea o experiență personală a lui Moise pe care ne-a dat-o alături de Ilie. Și acum, de pe muntele schimbării la față, să-L lăsăm pe Hristos să învețe familia umană. Și el spune așa: Fiul omului este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. În primul rând, noi, iubitorii solii îngerului al treilea, credem că această declarație este ca și o cunună care va sta atât de frumos pe capul miresei lui Iisus Hristos. Este o diademă strălucitoare, care în același timp este și platforma pe care se va ridica o nouă omenire. Vă dați seama, o nouă omenire. Sunteți invitați la procesul de, în care Dumnezeu zice și ce face. Odată cu tot poporul. O nouă omenire. O omenire părtașă de natură divină. Ceea ce a avut loc în Hristos vreau să fac cu voi. Asta este cea mai importantă lecție. Dacă pricepeți, e ultima lecție. Dacă doriți, dacă credeți, sunteți invitați să fiți membru într-o nouă rasă umană. Și în această nouă rasă umană părtașă de natură divină, trebuie să înțelegeți principiile neprihănirii. Trebuie să înțelegeți caracterul neprihănirii. Trebuie să înțelegeți ce a dus la necesitatea în care e nevoie de un al doilea Adam. Să înțelegeți de ce sunt al doilea Adam. Să înțelegeți că eu nu trebuia să mor. Să înțelegeți care este caracterul pe care am să-l înscriu în voi. De aceea v-am spus că mesajul acesta este atât de profund, atât de puternic, cât e capabil să încheie marea controversă. Din păcate, biserica noastră l-a descalificat pe Hristos ca începător al unei omeniri părtașă de natură divină. Și eu cred că acesta este principalul motiv pentru ceea ce se întâmplă de peste un secol în biserica noastră. Acesta este motivul dureros al pandemiei de laodicianism care ține biserica noastră blocată în prima încăpere, încăperea din Sfânta. Ei, cum apreciem noi acum pe munte această declarație a lui Iisus Hristos? În primul rând o apreciem pentru că înțelegem că El a fost un membru al familiei omenești care a fost un templu al Duhului Sfânt. O apreciem pentru că noi știm ce înseamnă că El este modelul, începătorul, prototipul pe deplin calificat pentru ca noi, frații Lui, să fim vindecați de nebunia păcatului prin participarea la nuntă. Eu cred că El la ora actuală ne invită pe muntele schimbării la față și El ne spune: sunt fratele vostru mai mare, sunt un membru al familiei umane. Am fost un templu locuit de șechină. De aceea, dragii mei, am putut să trăiesc în cele mai adverse circunstanțe. De aceea am fost capabil să răspund cu dragoste când vrășmașii m-au atacat. De aceea am trecut prin moarte și prin sacrificiu, pentru că am înțeles nevoia extraordinară pentru a fi deplin calificat pentru slava guvernării divine. De aceea am reușit să nu păcătuiesc niciodată, pentru că în adâncul ființei mele aveam scris sistemul de operare, legea lui Dumnezeu. Și de aceea am reușit să trăiesc, pentru că am fost prima realizare a scopului etern din veacuri veșnice. De aceea am reușit să trăiesc prin cele mai adverse condiții și veți reuși și voi, pentru că veți înțelege că legea aceasta este singura normă de viețuire între ființele inteligente. Și Petru, și Iacov, și Ioan ne atestează aceasta. Fără îndoială, Petru așa a înțeles-o. Fără îndoială că Petru așa a înțeles-o, că el a fost prezent acolo. Ascultați, în adevăr v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Țineți minte, puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugite alcătuite, el vorbea despre momentul schimbării la față, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea lui, pe care ne-a dat-o Moise și acum ne-a dat Hristos, căci el a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Al doilea eveniment în care s-a auzit vocea Tatălui la botez și la momentul schimbării la față și se mai aude încă o dată la momentul curățirii templului pentru ultima dată. Și noi înșine am văzut acest glas venit din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt.
Deci, în adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Puterea și venirea. Și eu zic că puterea și venirea se referă în mod profetic la același eveniment. Și vă spun că ăsta este nunta mielului. Aici nu este vorba despre a doua venire. Puterea și venirea se referă la nunta mielului. Nu e vorba despre a doua venire. A doua venire a Domnului Hristos, oricât de importantă și de dorită este ea, nu poate avea loc dacă mai înainte nu se va desfășura un alt eveniment major de marea controversă, și anume ziua ispășirii pentru generația în viață. Asta este o altă lecție pe care trebuie să o învățăm pe mântrele schimbării la față. Puterea și venirea se referă la marea zi a ispășirii pentru cei vii. De unde știu lucrul acesta? Păi avem un model în Scriptură, avem sute de pagini ale Vechiului Testament în care modelul planului de mântuire se concentrează pe acest eveniment. Sunt referiri foarte slabe ce urmează după el. Tot sistemul ceremonial, care trebuie înțeles ca și o oglindă a realităților din planul de răscumpărare, se încheia triumfător cu ce? Cu ziua ispășirii. Ce se întâmpla în această zi a ispășirii? Era o lucrare de ștergere a păcatelor pentru cei care și-au recunoscut păcatul la sanctuar și au fost iertați. Și de asemenea învățăm de aici că lucrarea lui Dumnezeu de pe pământ nu se poate încheia fără revărsarea specială a Duhului Sfânt numită ploaia târzie. Toți pastorii învățați așa ceva și toți oamenii spuneți amin. Cartea Faptelor Apostolilor menționează ultimele cuvinte ale Mântuitorilor care sunt astfel. Ci voi veți primi o putere când se va poborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martor. Deci care este evenimentul care vine cu putere? Venire și putere. Este marea zi ispășirii pentru cei vii. Și un alt argument pe care l-am descoperit din bogăția de lumină revărsată din cea de-a treia solie îngerească este faptul că sanctuarul cu toate activitățile din jurul lui era o pildă, era o învățătură intuitivă despre ceva mult mai glorios și mai misterios, așa cum spune sora White, și anume unirea dintre divin și uman. Nunta mielului, așa cum spune ea în Hristos Lumina Lumii 161. Și de aceea, evenimentul schimbării la față nu vorbește despre venire, ci despre unirea omenescului cu divinul. Petru a prezentat acest lucru. Este extrem de ușor de văzut. Marele eveniment, miniatura arătării slavei de lumină arată către nunta mielului. Aici nu este vorba despre a doua venire. A doua venire nu poate să aibă loc fără nunta mielului. Nu se poate, da? Deci este simplu. Dacă ținem cont de faptul că nunta reprezintă unirea dintre divin și uman, așa cum spune sora White, că scopul lui Dumnezeu din veacuri veșnice a fost să locuiască în fiecare ființă creată, așa cum spune Zora White, că scopul lui Dumnezeu s-a realizat pe pământ pentru prima oară de la căderea lui Adam în omul Iisus Hristos, așa cum spune Zora White, și că Dumnezeu urmărește să facă din biserica sa continuarea întrupării lui Iisus Hristos, așa cum spune Zora White, atunci, zicem, toate astea ne duc la un singur rezultat. Este extrem de importantă ziua ispășirii pentru ultima generație. Este mai importantă decât revenirea Domnului Iisus Hristos. Așadar, puterea și venirea despre lucrarea de unire a celor două naturi, care este numită de Duhul Sfânt prin sora White ca fiind cel mai mare eveniment al tuturor timpurilor, este cu adevărat nunta mielului. Ascultați ce spune tot sora White. Lucrurile minunate care urmează să aibă loc în lumea noastră, cele mai mari evenimente ale tuturor timpurilor, sunt de neînțeles pentru mințile omenești. Ele nu pot fi explicate prin știință omenească. Țineți cont, cele mai mari evenimente ale tuturor timpurilor. Puterile cerurilor vor fi cletinate. Hristos vine cu putere și slavă mare. Da? Dar venirea lui nu este o taină așa de mare ca lucrurile care urmează să aibă loc înaintea ei. Înțelegeți? Asta e o lecție extrem de importantă. Omul trebuie să fie părtaș de natură divină ca să poată rezista în acest timp periculos când tainele agențiilor satanice sunt la lucru. Doar prin puterea divină unită cu omenescul vor putea sufletele să reziste în acest timp de mare încercare. Prin urmare, pe muntele schimbării la față, Hristos este pe deplin calificat să fie începătorul unei noi omeniri.
Și poporul trebuie să vină la nuntă, cu putere și cu tărie, ca să fie făcut părtaș de natură divină, cum fratele lor mai mare a fost pe deplin calificat să fie începătorul unei noi omeniri. Ca să intrăm în familia lui, asta înseamnă că ceea ce a avut loc în el trebuie să aibă loc și în noi. Și această lucrare trebuie să aibă loc înainte de revenirea lui Iisus Hristos. Asta ar trebui să proclame cel de-al treilea Elie pe la toate amvoanele lor. Asta ar trebui să proclame toți ucenicii care vor să guste puțin din schimbarea, din experiența muntelui schimbării la față. Petru a fost martor la minunile făcute de Hristos. A văzut schimbarea la față, care a fost o reprezentare în miniatură a viitoarei împărății a slavei, spune Hristos, Lumina Lumii, pagina 422. Însă aici el se gândește în primul rând la manifestarea puterii divine care va însoți momentul nunții, pentru care schimbarea la față era o garanție. Era o garanție. De asta am făcut această paranteză în care să înțelegem lucrul acesta. Și vreau să vă mai aduc un argument despre importanța acestui eveniment de dinainte de revenirea Domnului Hristos. Cele mai importante evenimente. Este sugerat și de faptul că putere și venire sunt cuvinte pe care le-ați mai ascultat pe la pastorii dumneavoastră, putere dynamis și venire parousia, care este o unitate în gândire pe baza luminii neprihănirii lui Hristos. Putere divină în legătură cu revenirea Shechinei în locuința sa de drept. Și asta nu sunt basme, ne spune Petru. Și el ne spune că el a fost acolo prezent pe muntele schimbării la față. Fiți atenți că astea nu sunt basme, așa cum sunt propagate de învățătorii mincinoși care se află în Sfânta. Aceste adevăruri nu sunt o teologie meșteșugită, alcătuită sau născocită sau iscusită sau plănuită cu viclenie de cel care s-a așezat pe tronul din Sfânta. Astea nu sunt basme, fraților. Astea nu sunt exprimări artistice. Fraților, nu uitați că totdeauna adevărul prezent a fost sufocat de și în competiție cu ceea ce Apostolul Petru numește basme meșteșugite alcătuite, pe care le luăm și le înfulecăm și spunem amin. Dar dumneavoastră sunteți chemați să vedeți în miniatură solia 1888 care s-a dezvoltat. Dumneavoastră sunteți în miniatură să-l învățați de la Ilie, să învățați de la Moise, să învățați chiar de la Iisus Hristos, care ne dă mărgăritarul de mare preț, care ne spune lucrurile acestea atât de importante. Și acum noi putem să le deosebim. Noi nu ne pierdem timpul aici cu basme meșteșugite, alcătuite. Sorai spune, doar prin putere divină unită cu omenescul vor putea sufletele să reziste în acest timp de mare încercare. Doar prin această unire omenescului cu divin. Asta înseamnă declarația aceasta. Dar să revenim la declarația din semnele timpului 8 martie 1899. Ce mai înseamnă această declarație monumentală a lui Hristos aflat pe muntele schimbării la față? Ce dorește să ne mai învețe pe noi atunci când haina pierdută din Eden strălucește chiar sub ochii noștri? Și vă invit în capitolul 2, acolo unde prezintă un chip, da? Și la un moment dat apare o piatră de nicăieri care spulberă chipul chiar la baza acestuia. O piatră care s-a dezlipit din munte fără vrajdorul vreunei mâini. Și eu înțeleg cam așa, că Hristos ne spune, dragii mei, sub ochii voștri se întâmplă exact ceea ce explica Daniel împăratului. Dragii mei, voi sunteți martori la momentul în care s-a desprins piatra. Ce e cu piatra asta? Când i-a spus Daniel împăratului, tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. Ai zbit picioarele de fier și de lut al echipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfârmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urma nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfârmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Și Hristos ne spune cam așa. Voi trăiți astăzi chiar în finalul visului lui Nebucadnețar. Voi trăiți momentul când puteți să vedeți piatra care se va dezlipi din munte. Voi sunteți prezenți pe acest munte. E piatra care se va dezlipi fără vreajutorul vreunei mâini și va spulbera împărăția aceasta, parte de fier și parte de lut. Vreți să știți ce semnificație are această piatră? Și Hristos ne-a spune cam așa. Această piatră dezlipită din munte
se află în această declarație magistrală. Fiul omului este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Asta este piatra. V-am spus că la final trebuia să ni se dea elementul cel mai important din rasa umană, fraților. Aflată la ora actuală sub cupola lui Capot, se va desprinde o nouă omenire. Vă dați seama? Noi vom putea trăi privilegiul prin care să fim oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Vă dați seama că prin noi se pune capăt tainei fără de legii? V-am spus că dacă pricepeți această piatră, împreună cu toate descoperirile razilor prețioase ale neprihănirii pe muntele schimbării la față, se încheie marea controversă. E nevoie doar de acceptul și de decizia noastră. Pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu și se împlinește Apocalipsa 18. Și asta această experiență va spulbera orice speranță a vechii omeniri de a continua proiectul Icabod. Că acolo, în Apocalipsa 18, spune despre Babilon că a ajuns o casă a dracilor și așa mai departe. S-a terminat! Slava va veni! Slava va veni! Șechina se întoarce în templul inimii. Și are loc Ezechiel 36. Voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Și sub lumina aceasta, neamurile vor alege dacă vor sau dacă nu vor să participe la nuntă și vor constata cât de nebunește au fost planurile de a păstra chipul de, cu totul de aur. Ei, dumneavoastră, puteți să percepeți lucrurile acestea acum, înainte de a avea loc. Trebuie doar să credeți în ele. Înțelegem ce vrea să ne învețe Hristos, invitându-ne pe noi ca oameni pe muntele schimbării la față. Înțelegeți, dragi prieteni, că se ridică astăzi sub ochii noștri noua omenire generată de Fiul omului? Înțelegeți și credeți că Dumnezeu, prin această nouă omenire, va demonstra universul întreg că acest Fiul al omului este deplin calificat să fie începătorul unei astfel de omeniri unite cu divinitatea? Vă rog să credeți ceea ce spune Hristos. Vă rog să înțelegeți că caracterul Lui va fi reprodus în mod desăvârșit, așa cum a fost demonstrat în omul Iisus Hristos, adică în această fuziune perfectă dintre divin și uman. Înțelegeți, dragii mei? Dacă înțelegeți, atunci veniți la nuntă, căci totul este gata.